φλωρίστερα σαν μαϊσκιμπάτσοβα. Είναι σίγουρο που λέει σε μαϊνίσκα. Δε φύγα εδώ τα καραβενάμ την αντέγκορ κονστατά μοντιφίκα. Εν μπλοκς, per exemplu, chiar vecina noastră își lua obiceiul de a găti zile de-a lungul cu ușile deschise. Mirosul de sosul pătrundea politicos prin toate orificele, dădea un tur prin camere și repede mi se instala în nări. Pe străzi mi se întâmpla să vedem câini rămași în trei picioare, soldați în stare de non-combat, nuntași obosiți călcând prin noroaie, mașini împinse să pornească. Sau mormântări cu fanfare, păruieli din gelozie, bătăi în toată regulă, etc., etc. Cum spuneam, mi surprize, plăceri de o clipă, cadouri populare de 5 bani. Dar marea cangrenă o regăseam, o regăseam mereu prezentă, de fiecare dată parcă mai presantă, mai apropiată, suflându-ne mai bătos în obraj. Erau ceasurile de pe mese, ce ne măsărau viața, sunând tot mai strident în fiecare dimineață. Erau pe balcoane spânzând ca niște gâturi de mel tăiate cămășile, franelele, pantalonii tot mai vechi, tot mai uzați. Erau pe urmă cratițile, ochi orbi cu mâncarea întărită în ele, scumierile în care resturile de țigări păreau adevărate tumori. Și când te uitai mai departe, ca la ferată uitată până și de poeți, apa din parcuri și crengile căzute din pom, învăluite în frunze, câmpul milicar cu ținte false, încurjat de sârme, depozitul în form de cartoane și urtii, cartele văzute ca în palmă, bătrâneța și rugina instalate peste tot. Într-o zi, țin bine minte asta, era un ajun de Crăciun, soția mea s-a întors de la serviciu, stropită de sus până jos cu supa de fasole. Credeam că îi va izbucni un scandal, că vor urma sparge de farfurii, lacrimi, sfârșiri de haine. Dar nu, nici pomenal. După ce a mâncat două clătite și a avut o ceașcă de cafea, ne-a spus în sufragerie, mie, mamei ei, băiatului nostru, cu o voce seacă, în care era însă și o undă de amărăciune. Am luat hotărârea, diseară plecăm, lăsăm totul celor ce vor veni după noi. Câteva fleacuri nu mai contează, acum să mergem să ne odihnim. La ora 9 seara, în bucătărie, eram cu toții pregătiți pentru o mare încercare. Fiecare aveam în prelungirea umerilor o pereche de aripi dintr-un material ușor. În bloc început să recolindele când noi, unul câte unul, de pe pervazul terestre, ne-am lansat în aerul rece al nopții. Iată ne zburând pe sub lună, fiecare în direcția lui. Soția mea se pregătea să coboare prin spatele uneia dintre poli. Băiatul cred că o luase în spăcarea lactee. Soacra, în urma căreia se auzeau vaci cu încănituri, o pornise sigur înspre mările sudului. Eu m-am învățit o vreme pe loc, apoi m-am hotărât să cobor într-un câmp alb minunat, făcut din cablu și stâlp de înaltă tensiune. Da, nu prea avem multe.